Au, e timpul să mă trezesc. Salutare, lume! Oh, frate, cât e ceasul? Oh, nu, am întârziat. Trebuia să fii deschis deja. Să mă grăbesc. Întâi o să mă spăl pe dinți. Apoi o să-mi plătesc gura. Super! Bolții mei au dispărut. Oh-oh, am nevoie de cei de rezervă. Repede. Frumos, și acum jacheta mea. Vin la tata. Gata. Acum sunt în sfârșit pregătit să merg și să-mi deschid studioul. Și un ultim lucru. Acum totul e pregătit. Și pot primi primul client. Bună! Îmi doresc un tatuaj aici, fix aici. Sigur, hai să alegem mai întâi un model. Deci, care îți place? Niciunul. Pe bune? Atunci am și alte opțiuni pentru tine. Ce zici de astea? Îți plac? Sunt minunate. Nu! Mă uitam pe internet și am găsit asta. Pe ăsta mi l-am dorit întotdeauna. Acum să începem! Ești sigură? Ei bine, dacă vrei tu, ok. Să o facem. Va dura ceva timp. Dar presupun că nu doare, așa că nu-ți pasă atât de mult. Ups, să ne prefacem că nu am văzut asta. Deci, cum merge? Alo? Oh, bună! Stai, ce? Dar mâna ta... Am lăsat-o aici ca să pot merge la cumpărături între timp. Acum hai să vedem cum a ieșit. Wow, arată impresionant! A ieșit perfect! Poftim banii! Vai, mulțumesc foarte mult! Mersi, dragă! La revedere! Da, ai grijă! Hei, dar ce n-ai? Dolari Barbie? Cred că glumești! Oh, nu! Totul e în zadar! Oh. Doar tu mă înțelegi cu adevărat, nu-i așa? Doar de tine am nevoie, iubirea mea! Oh, un client nou! Te rog, ia loc! Bună! Tocmai treceam pe aici și m-am gândit că poate mai putea ajuta. Bine, dar ce e asta? Mi-am dorit întotdeauna un tatuaj aici. Ai putea să mă ajuți, te rog? Oh, foarte bine! Asta o să fie simplu de făcut. Acum, gata, hai să începem. Mario îl va adora. Oh, nu! Ce faci? Vino aici, draga mea. Nu, stop! Hei, ce e în neregulă? Nu-mi plac acele. Oh, acele? Nu-ți face griji, draga mea. Am o altă opțiune special pentru tine. Ia uite-te aici. Și este complet sigur și nedureros. Să-l pun aici. Curios. Și fă-l extra strălucitor. Oh, o să-ți placă enorm, promit. Acum aruncă o privire. Wow, e atât de cool. Fix ce am vrut, mulțumesc mult. Dar ce se întâmplă? Ah! Salutare, băieți. Ei bine, salut. Am așteptat acest moment de atât de mult timp. Și acum în sfârșit pot să o fac. Nu-i așa că e frumos, dragă prințesă? Îmi face onoarea de a te căsători cu mine? Dragilor, vă rog să scrieți în comentariile de mai jos. Ar trebui să spun da sau ar trebui să spun nu? Vă rog, dragilor. Deci e da? Atunci da! Mario, te iubesc! Mulțumesc mult! Pa! La revedere! Oh, ce cuplu drăguț! Doar că, hei! Stai așa, banii mei! Oh, nu din nou! Frate, ce e asta? Bună, bună, dragostea mea! Nu, nu, nu! Banii mei! Oh, pe cornele mele! Unde sunt? Și tu ești aici? Vino aici, micule prieten! Hai să plecăm! Te rog, nu atinge! Ha? Oh, nu! O să mă urească! Te rog! Ce s-a întâmplat? Eram tânăr și prost când mi-am făcut acest tatuaj. Acolo ar trebui să fie buburuza! Te rog, ai putea face ceva în legătură cu asta? Cred că da, doar stai nemișcat și... Nu! Nu vreau să repet aceeași greșeală! Ha? Bine, în acest caz doar... Uită-te la mine! Uită-te direct în ochii mei! În ochii tăi? Acum dă mâna. Ești un băiat bun. Și acum lasă-mă să-mi fac treaba. Și o să o fac bine. Frumos, buburuța pentru totdeauna. Nu-i așa că ai ieșit drăguț? Ha? Încă dormi? Hei, iuhu, trezește-te, am terminat. Ha? Unde? Frate, e uimitor. Mulțumesc mult, frate, pa. Cu plăcere, dar stai. Și banii? Te rog, nu uita să plătești. Oh, îmi pare atât de rău, doar o secundă. Vai, nu mai am nimic în portofel. Glumești, dar sunt sigur că mai am pe undeva. Uite. Exact, uite-i aici. Ei bine, dacă nu am încotro, mersi. Ce dezgustător. Niciun client de mult timp. Ha? Ce-a fost asta? O să explodeze. Salut! Sunt atât de bucuroasă că în sfârșit am ajuns aici. Vreau acest tatuaj chiar aici. Te rog. Bine, pare ușor. Cred că nu va dura mult timp. Să vedem. Sfântă cerneală, ce se întâmplă? Doare atât de tare. Ups, scuze, am uitat să spun despre asta. Au, nu-ți face griji. Știu ce să fac în astfel de cazuri. Oh, wow, ce e asta?
Eu numesc mișcarea asta Maestru Păpușar. O să-ți placă, uite! Ia-l și acum să începem să-ți facem tatuajul sofisticat. Și acum ultimul detaliu. Wow, e minunat! Arată ca și cum ar fi real! Poftim, Bunny! Îl ador! Oh, în sfârșit! Asta a fost destul de... Nu din nou! Te rog, oprește-te! Lasă-mă în pace! Îmi pare rău pentru asta! La revedere! Ai grijă de tine! A fost cu adevărat distractiv! Scuze! Ce a fost asta? Aici! Ha? Bună! Vreau să-mi fac un tatuaj! Pot, te rog? Oh, nu! Mi-e teamă că nu e pentru minori ca tine! E doar pentru adulți, vezi? Dar eu sunt adult! Am deja 350 de ani! Hm? Oh, deci ești vampir? Am înțeles! Răspunsul este în continuare, nu! Îmi pare rău, micuțule! Ne vedem peste un an sau doi! Acum pleacă! Bine, o să regreți asta! Ce dramatic e! Du-te la mămica ta și nu plânge! Ha? Ha? Salut, mi-aș dori un tatuaj! Aici! L-am mai văzut undeva înainte? Presupun că nu! Bine, arată-mi poza! Pe ăsta-l vreau! Nici o problemă! Doar... Nu cred! Glumești? Dă-mi astea! Deci tu erai! Ai vrut să mă păcălești? Nici vorbă! Acum pleacă! Nu! Nu pot lăsa lucrurile așa! Liliac! Deci ce-a fost asta? Ha? Cine face asta? Te rog, oprește-te! Mă sperie! Te rog, nu-mi face asta! Te implor! Bu! Relaxează-te! Nu sunt aici pentru sufletul tău patetic! Sunt aici pentru un tatuaj! Ai putea să mi-l faci? Nu pare așa de complicat, nu? Sigur! Unde dorești să-l ai? Nu te grăbi, nu e pentru mine! Mână, dragă! Vino aici, te rog! Îl vezi pe micuțul ăsta de aici? Ai putea să faci asta pentru el? Ei bine, da, simplu! Hei, stop! Te rog, nu te mișca! Oh, haide, nu mai faci asta! Stai pe loc! Ah, nu te mai mișca! Hei, ce nepoliticos! Oh, nici măcar nu a început, crede-mă! E insuportabil! Dar stai puțin! Cred că există un mod de a face să stea potolit! Da, asta va funcționa! Hai, vino aici, micul meu prieten șiret! Îți place, nu? Asta e! În sfârșit! Bravo, băiatul meu! Ce trup frumos! Bună treabă! Acum îți place? M-N-A! Arată minunat! Deci, îți place mână? Zice că da! Bună treabă! Poftim! Vai, un bacșiș generos de delicios! Mersi! Ce drăguț din partea ta! Sunt așa bucuros că ți-a plăcut! Ia să mușc și eu! E atât de delicios! Perfect! Și pe ăștia îi pun aici! Prețiosul meu! Atât de mulți bani! Minunat! Ha? Dar ce avem aici? Un film nou? Wow! Arată grozav! Trebuie să merg la filmul ăsta! Acum, unde eram? Ia-mi banii și dăm biletul! Wow! Ce distractiv o să fie! Să mergem! Văd filmul meu preferat! Vampirul ăsta înfricoșător arată prea realist! O, Doamne! Mă mănâncă nasul! Hei, pot să-mi mișc mâinile! Bine ar să fie! Aaaa! Ce? Delicios! Formidabil! E ceva înăuntru! Un bilet la cinema? E ziua mea norocoasă! Oh, ce? Am un bilet, domnule! Bine! Poți să intri! Mulțumesc! Oprește-te! Ce ai în cutie? Să vedem! Ce spun regulile? Bomboanele sunt interzise în cinema! Așteaptă! Ce? Nu! Nu atât de repede! Scannerul meu a prins un semnal ascuns! Trebuie să te verific! Am reușit! Arată-mi geaca ta! Nici o șansă! Hei, fără bomboane, tinere! O să vă iau înapoi, dragilor! Ei bine, să vedem! Totul e bine! Mulțumesc, domnule! Bine! Hei, tu! Ups! Da, domnule! Ce e ăsta? Nimic, domnule! Scuipă-l! Groaznic! Ce e asta? Așteaptă! Unde-mi sunt dinții? Îmi pare rău! Ăștia sunt ai mei! Frumos! Pa-pa! A fost cât pe ce! Hei, am o idee! Geaca mea are nevoie de o transformare cu bomboane! Poți să mă numești un băiat dulce! Și ultimul detaliu! Acum sunt complet invizibil!
paznic, mă poți vedea? Mustața mea! Ce e acolo? Bomboane zburătoare? O, așteaptă! Ia! Să folosim un test cu usturoi! Sfinte usturoi! Bună! Tu! Pleacă! Un monstru de bomboane! Unde? Ce? M-a păcălit! Foarte bine! A funcționat mereu! În sfârșit suntem singuri, prețioasa mea! Delicios! Ce e în neregulă cu scaunul ăsta? Sfinte Dracula! Bună! Mâna mea! Bună, dragă! Înapoi, ciudatule! Lasă-mă să-ți împrumut pălăria! Abracadabra! Gata! Atât de multe bomboane! Vreau să le încerc pe toate! Hai să vă ascundem în pălăria mea! Încearcă să-i găsești acum, paznicule! Bună ziua, domnule! Un străin? Ai vreo bomboană? Nu, domnule! Bine, bucură-te de film! Da! Așteaptă! Glumești! Stai pe loc, prietene! Arată-mi pălăria ta, te rog! Oh, astea nu sunt ale mele! Ce? Am fost păcălit, jur! Ieși afară! M-am plictisit de tine! Doamne, ce e asta? Nu se poate! Wow, uită-te la fata asta! Hei, dă-mi-o înapoi! Îmi pare rău, nu am văzut nimic! Ce băiat obraznic! Oh, ce? Scuze! Săraca fată! Scuze, am întârziat! Ești bine, draga mea? Te rog, intră! Grozav! A fost ușor! Ce? A furișat bomboane? Hai să încercăm trucul ăsta! Oh, doamne! Bună! Au! Pot să trec, vă rog? Bietul băiat, desigur! Cool, trucul cu bandajul a funcționat! Sunteți în siguranță, dragilor! Delicios! Unde ne-am oprit, dragă? Scârbos, dă-te de pe mine! Ce naiba? Cine a aruncat? Securitatea, aruncați bomboanele acum! Dragostea mea pentru acadele! Bandaj fals? Vino la mine, deliciosule! A adus bomboane! Îi arăt eu lui! Hei, nu! Tu, din nou! Doamne, trebuie să-mi repar capul! Bine, asta e! Fă cunoștință cu fratele meu mare din bomboane! Ce naiba? Wow, ce cercuri cool! Ordonă-mi, domnul meu acadea! Minunat, funcționează! Lasă-mă în sală! Cum dorești, stăpâne? Da, mulțumesc, amice! Sunt un maestru al hipnozei! Ia loc, dragă! Vrei să încerci sărutul meu delicios? Ce? Ups! Sfinte acadele! Groaznic! Mi-ai strivit popcornul! Iac, scuze! Îl iubesc pe lordul acadea! Scapă de tipul ăla! Ce? M-am săturat de el! Filmul s-a terminat, Jokere! Sunt prea bătrân pentru astfel de răni. Așteaptă, ce e asta? Cel mai bun șef? Am o idee. Ups, scuză-mă. Pot să te ajut cu ceva? Salut. Scuze. Stai, te-am mai văzut undeva. Da, sunt șeful tău, amice. Șeful meu? E vreo problemă? Da. Scuze, șefule, nu te-am recunoscut. Fii mai atent data viitoare. Ce zi nebună! Marele șef la film! Bună ziua, prieteni! Am spus bună ziua! O, Doamne! Salut! Ei bine! Știu că aveți bomboane!
Dați-mi-le sau voi chema paza! Oh, haide! Ce reguli stupide! Aruncați bomboanele în cutie! Minunat! Da, prada perfectă! Lasă-mă pe tronul meu de șef! În sfârșit pot să mănânc bomboanele! Delicios! Hey! Poți să încerc una? Luați-vă propriile bomboane, vulturilor! Ha, rataților! Acum, toate bomboanele sunt ale mele! Oh, frate! Ei, ei, ce avem noi aici? Oh, e un cadou pentru o zi de naștere! Hei, paznic! Da? La mulți ani, prietene! Ce? Pa! Hei, oprește-te! Servește-te, șefule! Nu e rău, mulțumesc! Bine, să luăm o pauză pentru film! Hei, tu! Lumina slabă, te rog! El e iubitul meu! Nu vreau să ratez ținta! Minunat! Vrei să vii la petrecerea mea? Da! Ne vedem acolo! Vreau și eu să merg la petrecere! Oh, hei, Molly! Oh, bună! Fetelor, de ce alergați așa? Oh, nu! Vrei să vii la petrecere? Da, ne vedem acolo! Ne vedem! De ce pățesc mereu asta? Sper că nu m-a văzut nimeni! Acum trebuie să-mi cumpăr un costum nou! Vrei să joci un joc? $5 ca să ghicești paharul corect! Ok, fii atent! Voilà! E rândul tău, băiatule păianjen! Nu! Încă o dată! Hai să te văd, domnule! Ok! Știi ce ai de făcut? Folosește forța, Luke! Asta! Azi nu e ziua ta norocoasă! Pa! Am făcut bani! Hei, vrei să jucăm un joc? Fata asta pare o escroacă, nu-i așa? O să-mi folosesc super vederea ca să descoper cum face! Aha! Te-am prins! Hei! Gata cu joaca! O să te pedepsesc! Oh, scuze! Ok, n-a fost o idee prea bună! Poate mai bine îmi găsesc de lucru decât să păcălesc oamenii! Bona voastră e gata de treabă! Da, Karen, trebuie să vorbești cu managerul! Bună, v-am văzut anunțul! Da, $30! Stai cu ochii pe ea, n-are voie să note! Pa! Pa, mami! Joacă-te cu mine, joacă-te cu mine, joacă-te Molly, cu mine! Molly, rapid ceva! Hai să-ți arăt ceva! Ha? Sunt fata păianjen și uite ce pot face! Hai să ne jucăm! Am împins-o cam tare, nu-i așa? A intrat în stratosferă! E frumos în spațiu! Și nu știu de ce, dar respir fără probleme! Ce tari sunt asteroizii! O să te salvez! Încetişor! Nu! Îmi place să not! S-a terminat cu bine până la urmă! Ți-am spus că nu putem nota! Ok, n-a durat mult. O să încerc să fiu chelneriță. Du-te și servește clienții. Ok. Mama, sunt la muncă. Nimeni n-a văzut nimic. E ca nou. Sunt gata. V-am adus mâncarea. Mulțumesc. Un burger delicios. Ce poate fi mai bun? E murdar. Vreau să vorbesc cu managerul. Fă liniște. O să-l înlocuiesc. Trebuie să rezolv problema. Un pic de apă o să mă ajute. Cum îndrăznește să fac asta? E perfect. Sau nu e perfect? Ești concediată! Dar unde e mâncarea? Iar am aterizat prost. Acum sunt la o spălătorie auto. Hei, îmi pot spăla mașina? Acum văd potențialul financiar. Da, fata păianjen dă iar lovitura. De obicei, așa mă spăl pe față dimineața. Bună, ce faci? Bună! L-am făcut să roșească! Nu vezi toată ziua supereroi care spală mașini? Ochii mei! Scuze, nu lucrez aici! Și mașina mea? Nu prea mă descurc deocamdată și e greu să strângi gunoaiele de pe stradă. Am nevoie de bani, dar unde e tomberonul? Cumpărăm gunoaie! Bani? Cash? Wow, ce multe sunt! Tipul ăsta chiar o să mă plătească? Poftim! În sfârșit!
Ce ușor a fost! Am nevoie de bani! Ar trebui să-i dau. Am nevoie de bani! Și cu costumul meu cum rămâne? Ok, e clar că are mai mare nevoie de ei. Poftim! Vai, ce fată de treabă! Hei, prieteni! Nu uitați să veniți vineri la petrecerea mea! Îmbrăcați-vă în costumul preferat! Ne vedem acolo! N-am rezolvat nimic! Se apropie petrecerea și eu am în continuare nevoie de bani! Hei, tata! Am nevoie de ajutor! Am nevoie urgent de niște bani! Te rog! Nu cred! Dar nu înțelegi! Trebuie să-mi cumpăr un costum trebuie nou! Trebuie să-i meriți! O să ți dau dacă joci un joc mai întâi. O să-i bag în pahar. Nu te lăsa păcălită de mișcările mele rapide. Hei, e schema mea. Trebuie neapărat să obțin banii ăia. Știu răspunsul ăsta. Am avut dreptate. Felicitări! Dar cine e adevăratul câștigător? Da, știi răspunsul. Îmi mai dai niște bani? Nu cred. M-am păcălit singură. Asta e. Oh, reduceri! Ia să vedem ce găsesc pe aici. Nu, nu e bun. Oh, ăsta arată bine. Dar prețul nu e deloc bun. Ia uite. Cât costă? Doar 10? Aș putea să cumpăr 2. Super, în sfârșit am noroc. Poftim. 2, te rog. Despre ce vorbește? Draga mea, costă $1000! Te rog! Nu-l poți cumpăra pe ăsta, dar îți permiți asta! Da, mersi mult! Ce să fac cu jucăria asta? Trebuie neapărat să găsesc o soluție creativă! Cred că am o idee! E legal să-ți tipărești proprii bani, nu? Și acum apăs pe butonul ăsta. Voila! E foarte ușor. Poftim? Angajează-te? Oh, nu asta voiam să printez. Eu! Hei, Groot, ce faci? Oh, unchiul Bobby! Scuze! Perfect! Așa, asta voiam să aud. O s-o sparg. Ha! Așa, m-am descurcat de minune. Stai puțin, ăștia-s banii de la Monopoly. Și ăștia nici măcar nu-s bani. Oh, trebuie să găsesc o soluție. O să găsesc eu bani undeva. Nu miroase prea bine. Ha, am dat lovitura. Ia să verific aici. Super. Oh, n-ar trebui să fac asta. Hei, vrei niște bani? Cine, eu? Nu, mersi! Îi iau dacă insiști! Mulțumesc! Iar am avut noroc! Sper să nu-i caute nimeni! Aha! Bani! Oh, nu! Oh, Molly! Ce faci acolo? Ce dezastru! Fă curat aici și o să te plătesc! Ok! Chiar trebuie să fac asta? Sigur, există și altă variantă? Da, o să-mi folosesc super puterile. Super! Mama! Am terminat. Ok, ți-ai făcut treaba. Așa, e generoasă. Ăsta e pentru tine. Un dolar? Mama, îmi mai dai ceva? Pentru tine, scumpa mea. Poftim? Mersi. Super! Tipul ăsta super bogat a postat iar pe TikTok. Se joacă cu cardul de credit. Ce față are tipa asta? Și ce săracă sunt eu! Ce soluție am? Hei! Încercați un concurs nou! Prinde-o! Au! Poate data viitoare! Oare ar trebui să-mi risc banii jucând? Hai! Vreau și eu să încerc! Hei, dolarul meu! Fata asta are 99 de probleme, dar are destui bani. Ești bogată? Sunt influencer pe TikTok. Îmi arăți și mie ce faci? Ce face acolo? Păi,
ce interesant e! Pa! Pot și eu să fac asta! Fiți atenți! Și... ups! Ce urât îmi arată fruntea azi! Câte like-uri o să primesc pentru asta? E greu să faci bani! Dar chiar am nevoie de banii ăștia! Scumpa mea, uite ce poze frumoase! Aici n-am folosit un filtru foto de bebeluș! Uite! Stai puțin! Super! Mai ai ăsta? Cred că da! Am nevoie de el! Asta era rochia mea preferată! Un costum de polițist? Asta? Nu contează! Nu vreau să știu! L-am găsit! O să strănut! În sfârșit! Sunt gata de petrecere! Molly! Ce e? Stai așa! Acum ești gata, scumpa mea! Mersi! Acum pot să le arăt tuturor ce și cum? Trebuie să arăți ca mine! Bună! Felix vorbește iar cu tipa aia! Nu? Vrea să o sărute? Ce n-ai? Nu așa te comporți cu o domnișoară? Uite! Dar îmi plăcea de tine! De ce mi-i place așa ceva? Te-am prins! Ești bine? Da, mulțumesc! Acum o să-i învăț minte! Hei, fetelor! Hai să postăm ceva pe TikTok! Da! M-am antrenat toată viața pentru asta! Trebuie să o înving! Oare ne gândim la același lucru? Te-am păcălit! Cu siguranță va accepta! Hei, Barbie! Da? Tu erai! Vrei să ieși cu mine la o întâlnire? Să mergem să luăm homard! Sigur! Stai puțin! Nu! Îmi pare rău! Barbie! Iac, nu! Du-te și mănâncă singur homarii ăia! Barbie, stai! Îi plac vampirii, ha? Ok! Acum ce ar trebui să fac? Fac un tort demn de o regină! O să-i placă la nebunie! Voi adăuga un pic de roșu pentru a reprezenta dragostea mea! Nu are cum să refuz de o întâlnire! Hei, Barbie! Vrei să ieși cu mine la o întâlnire? Întâlnire? Cu tine? Da! Ce părere ai? Auci! Ce zici de întâlnirea aia? Ești amuzant! Pa! Dar nu glumeam! Deci îi plac vampirii, ha? Acum ce mă fac? Poate ar trebui să renunț! Dar e așa frumoasă! Nu va ieși niciodată la o întâlnire cu mine! Mai ales că nu sunt vampir! Ce? Ce-i asta? E o listă pentru transformarea în vampir! În regulă! Pot să lucrez cu asta! Piele palidă, ha? Bine! Nimic ce nu poate fi reparat cu puțin machiaj! O paletă completă de culori? Bingo! Ce? Cine a luat culoarea albă? De necrezut! Deja am probleme! Cum să elimin coșurile? Nu e chiar ce am nevoie, dar nu strică să verific! Stai așa! Asta îmi dă o idee! A funcționat? O fantomă! Sunt doar eu! Cred că praful a ajutat! Și arată destul de bine! Mulțumesc! Mersi! Primul pas! Gata! Mă simt bine să bifez asta! Acum am nevoie de colți! Cum pot să fac să-mi crească colți? Ar trebui să las un vampir să mă muște? Dar e prea drastic! Pot să-i fac! Să trecem la treabă! Trebuie să mă asigur că sunt de mărimea potrivită! Și trebuie să fie ascuțiți! Cum arăt? Nu foarte bine! Mi-ar prinde bine o pauză! Transformarea e grea!
Stai puțin! Guma de mestecat funcționează ca lutul! O pot folosi pentru a-mi face colți! Și cea mai bună parte este că are gust bun! Acum să trecem direct la modelare! Gata! Să-i fixăm! Super! Îmi place acest look de vampir! Mi se potrivește! Dar hai să testăm dacă sunt la fel de ascuțit spre cum par! Ce? Au, dinții mei! Oh, frate! A fost cât pe ce! Gata cu merele! Acum să vedem! Trebuie să-mi aranjez părul! Să-l dau pe spate... Ce zici de un aspect dezordonat? Nu arată bine! Ce-ar fi dacă l-aș răvăși un pic? Nu! Oh, am niște gel de păr și sclipici! Pot face niște lucruri destul de tari folosind astea! Mai întâi voi pune gelul de păr într-un bol! Torc toată sticla! Apoi adaug niște sclipici roșu, cât vreau eu de mult! Adică o sticlă întreagă! Vreau să-mi fac remarcată strălucirea de la un kilometru distanță! La fel ca vampirii! Să vedem ce să iasă! Am optat pentru un negru lucios care dă un aspect clasic! Wow! Atât de tare! Sclipiciul e un detaliu grozav! Dar acum? Îți place de mine? S-au blocat! Gelul ăsta chiar își face treaba! Dar nu pot să merg așa! Încă nu am ținut-o de mână pe Barbie! Haide! Înapoi la treabă! Trebuie să scap de hainele astea! Nuanțele sunt prea pastelate! Nu așa arată un vampir! Să analizăm opțiunile! Toate sunt într-o nuanță deschisă! Tricoul meu preferat? Asta? Nu! De ce e totul roz? Frumoasă culoare! Pot să mă descurc cu asta! Trebuie doar să fac un pic de artizanat! Vreau să fac un tricou! O să dureze ceva timp! Așa că ne vedem mai târziu! Wow, frumoasă culoare! Ce? Ce am aici? Cărbune! Cine a pus asta aici? Stai puțin! Pot fi creativ! Îl voi folosi pentru a-mi colora jacheta roz în negru! Iubesc rozul, dar nu se potrivește acum! Nu din nou! O voi vopsi în roșu! Mulțumesc, Ken! E timpul să terminăm această transformare! Să o facem! Tot ce e roz trebuie să dispară! Trebuie să avem grijă! Deci hai să folosim o pensulă! Nu vrem ca mama să curețe mizeria! E gata! Frumos! Sunt gata pentru prim planul meu! Cred că voi face modeling după întâlnirea mea cu Barbie! Ce zi lungă! M-am așezat pe ceva! Vopseaua! Ce n-ai... Am uitat să o pun deoparte! E atât de drăguță! Acadeaua mea! Încă mai trebuie să lucrez la machiaj, dar eu nu am nicio... Știu! Voi folosi acadeaua! Nu ca gustare, ci pentru machiaj! Este o nuanță perfectă! O să-mi pun pe plate! Și pe buze! Ta-da! Cine vrea o mușcătură? Transformarea mea e gata! Ce? Un bilet? Trebuie să fac un tort pentru Barbie! Este ușor! La asta mă pricep cel mai bine! Voi începe cu făina! Apoi am nevoie de un ou! Pe urmă îl pun în castron! Acum este timpul să amestecăm! Wow! Făina se împrăștie peste tot! E cel mai bun moment pentru a adăuga frișcă! Tortul e gata! Acum am ajuns la partea distractivă! Decorațiunile! Voi pune bomboane în formă de steluțe! Pentru că Barbie este o stea! E timpul pentru sirop de ciocolată! Îl voi folosi pentru a adăuga detalii înfricoșătoare, dar și pentru că e preferatul meu! Abia aștept să-l împart cu Barbie! Sunt sigur că o să-i placă la nebunie! Adică, cine nu iubește ciocolata? Wow, cred că primește nota maximă! Nu crezi? Încă o chestie! Nu putem uita de accesorii! Ele reprezintă cireașa de pe tort! Acum am terminat! Sunt gata! Ups, am uitat! Fie ce-o fi! Bună, Barbie! Da? Vrei să ieși la o întâlnire cu mine? O întâlnire cu tine? Vrei să ieși cu mine? Absolut!
Iac! Nu-mi plac vampirii! Ce? Serios? Bună, Barbie! Să mergem! Am făcut un tort degeaba? Cred că glumești! Ah! Pot să fac? Pot să fac? Ups! Adio, lume! E ok! Oh, stai puțin! Nu! Ne vedem în biroul directorului! Cine a decorat locul ăsta? Directorul are gusturi interesante! Alo? E cineva? Cine mă trezește din somnul de frumusețe? Îți bați joc de mine? Nu contează! Eu... Ei bine, fiule, ce pot face pentru tine? Ce clovn! Ce e în neregulă cu tine, fiule? Ce pierdere de timp! Ce vrei? Trebuie să fii mai responsabil! Chiar așa! Ok, fiule, baftă! Ce? Și-a lăsat-te cu sonul de director? Stai! Eu sunt directorul acum? Ok, pot să fac asta! Totul ține de stil! Și ultimul lucru, dar nu cel din urmă! Foarte multă cafeină! Drăguț! Cum beau bătrânii chestia asta? E timpul să schimb școala! Nu cred că copiii sunt pregătiți pentru asta! Noul director e pe poziții! Și arată bine, aș putea spune! Director, nu prea cred! Ce? Am ceva mai bun în minte! Portretul ăla trebuia actualizat de mult! Nu e de ajuns! Bip, bip! Acum toată lumea o să știe cine e șeful! Marele tip cu skateboardul ne privește! Ce? Hei! Eu fac pipi aici! Ce avem noi aici? Bum! Și unul pentru tine! Poftim! Ce? Director? Ce? Cine e el? Uite! Bună, prieteni! Eu sunt noul director al acestei școli! Serios? Și ce? Ok! Regula numărul 1. Gata cu codul vestimentar. Și uite așa dispare! E grozav! Timmy, ești așa cool! Uimitor! Dar eu sunt îngrijitor! Ok, drăguț! Ce e mirosul ăsta? Vine din bucătăria școlii? Am noi reguli! Fără usturoi, ok? Ce? Ce risipă? Ok, până acum a mers totul bine! Dar stai, ce naiba e asta? Prea vă faceți de cap! Asta trebuie să înceteze! Acum! Sărută-l doar pe Timmy? Ce nasol! Mult mai bine! Nu! Timmy! Frate! Nu am unde să mă duc! Acolo! A fost pe aproape! Spectacolul meu preferat! Ce plictisitor! Dragilor, astăzi vom învăța despre... Nu-mi place să întrerup, dar pur și simplu așa nu se poate! Trezirea! Wow! Hei, nu se doarme la oră! Apropo! Acum că m-am ocupat de asta... Bine lucrat! Poftă bună! În sfârșit! Gata cu astea? Iată ce vom servi! Iar schimbarea se întâmplă chiar acum! Globul oculare? Scârbos! Îmi vreau banii înapoi! Știința înseamnă putere! Uită-te la băiatul ăsta rău! Al meu ești, a? Ești sigur că vrei să mănânci? Ce tot faci? E gata! O, da? Amuzant!
Acum deschide larg. Unde? Oricum, unde e chestia aia? Ah, l-am găsit! Am spus fără mâncare normală. Ai înțeles? Acum, vezi locul ăla acolo? E acolo doar pentru tine. Ha? Ce? Te rog, nu face asta! Ha! Mi-am terminat treaba aici. Să continuăm. Wow, ce de genuflexiuni! Funduri tare antrenate! Doar când le privesc îmi vine să... Oh! Beau apă, desigur! Trebuie să intru acolo! Vreau să le cunosc pe doamnele astea superbe! Mai ales pe aia! Ok, intru! Oh, drăguț! Wowza! Oh, hei, fetelor! Scuză-mă? E greșeala mea, cred! Scuze! O să merg aici acum! Cum obțin și eu un astfel de fund? Cum au fetele astea de aici? Ok, fetelor! Fetelor, hai să facem împreună! Pleacă de aici! Fetelor, priviți! Fesierii ăștia pot să stoarcă sucul din fruct! Nu am mai văzut bușchi ca ăștia! Ei bine, trebuie să facem și noi asta! Unu! Am terminat! Ce tot faceți? E timpul pentru o schimbare! Ai simțit? Și? Pe bine! Da, asta îmi place să văd! Să continuăm să ne mișcăm! Hai! Ce se întâmplă acolo în spate? Wow! Se simte bine! Nu! Nu și eu! Ups! Ne mai vedem! Vino înapoi aici! Nu mă pot ridica! Fundul mare aduce responsabilitate mare! Și acum ce? Ce plictisitor! Ce se petrece aici? Inutil! Ce e acolo? Deci vrei să vorbim despre bani, ha? A introdus cineva un cod de trișat la Sims? Acum pot să cumpăr tot ce vreau eu! Nu fiți geloși, să ne facem de cap! Priviți locul ăsta! Pun pariu că nu ați mai văzut o cameră așa tare! Și știți care e partea cea mai bună? E toată doar a mea! Și pot face orice vreau aici! Să-i dăm drumul! Mai mulți jucători? Frate, dar nu pot juca cu oameni! Decât dacă... Hai să urmărim oamenii să vedem cine poate să mi se alăture! Ok, am acces la cameră! Ce face fata asta oricum? Își miroase propriile picioare? Ce se petrece în bucătărie? Aia e bucătăreasa? Furfrișcă, ha? Dar în clasă? Mary, Luna și Joe! În biroul directorului, acum! Am dat de belea? Nu! Ați ajuns în sfârșit! Ei bine, hai să ne jucăm, prieteni! Să câștige cel mai bun om! Sau poate vampir! Sigur o să câștig! Punem pariu? Ce? De ce aplaudați toți? Chiar trebuie să mă exersez! Idioților, o să regretați! Ce porcărie! Mie îmi spui! Sunt alergică la praf! Ei bine, sigur eu am câștigat jocul ăsta! Rataților! Sunt cel mai tare! Apoi el a fost... Bună, dragilor! Astăzi vom desena... Doamne! Iac! Da, nu fiți așa surprinse! Acum priviți cu mare atenție! Ok, pot să fac asta! Hai să vedem aici! Arată interesant, doamnelor! Dar eu văd ceva total diferit! Priviți doar chestia aia! Ca o coroană a unui rege! Da! Priviți! Sunt așa chipeși! Edward Cullen nici nu se compară cu mine! Oricum! Fiți atenți la toate detaliile, copii! Bine, bine, bine! Mișcă!
Oh, nu prea cred. Hei, am spus mișcă! E rândul meu. Cred că e în regulă și el. Presupun că o luăm de la capăt. Hai să vedem. Mă plac. Deodată mi-e foarte sete. Oh, frate, pare așa gros și roșu. Wow, uite cum se vede pe pielea ei. Am nevoie de el. Hei, te-ai mișcat. Oh, frate. Surpriză. Iac, nu e sânge. A spus sânge? Ce? E doar vopsea. E vina ta. Clownule! Eu nu mă dau cu skate-ul. Atenție! Mi-ai distrus tabloul. Foarte bine, 10 plus. Ce? Aveți grijă, copii. Acest test e foarte important. Hei, psst. Oh, frate. Nu pot să fac asta. Hei, bine, asta e. Nu mai aveți nevoie de astea. Hei, ăla e testul meu. Ascultă. Să ai o vacanță frumoasă, profesore. Wow, ce cool. Mersi. Ce naiba? Vom avea o lecție VR. Bum, dragă. Ce-i asta? Profesorul e ocupat. Încercați să nu intrați unul în celălalt. Wow, unde sunt? E mâncare? Bleh, de ce nu ajung nicăieri? Ia de aici! Ce-a fost asta? Ce liniște! Urmează crescendo-ul! Ce e asta? Wow, uite-te la ei cum aleargă! Ups! Aveți grijă! Prieteni, vă rog să aveți grijă! Prieteni, el este monstrul! Atacați! Stați, nu! Prindeți-l! Oh, frate, a fost aproape! Trebuie să plec! Haide, sari! Hei, ce? Fac skateboarding chiar pe coridor! Am foarte multe teme! Schimbă asta, te rog! Ok, nu mai avem reguli! Grozav! Dăm chestia în reguli! E grozav! Nu mai avem reguli! Hai sus! Am așteptat asta toată viața! Eliberează părul! Ia de aici! Sunt cool! Fără reguli! E timpul să scot Picasso-ul din mine! Asta e cea mai tare zi! Emisiunea mea preferată! Ce părere ai despre operațiile plastice? Da, e totul natural. Și întrebarea aici principală: cât de mult ai cheltuit pentru buzele tale? Cum îndrăznești? Este haos în liceul din sudul orașului. Reporterul nostru este acolo. Bună, Sam! Bună, e nebunie aici. Suntem live de la liceul Lala și nu am mai văzut niciodată așa ceva. Timi, ce faci? Asta e școala mea. Bună, numele meu e Sam și am o întrebare. Deci tu ești calm? Oprește-te! Frate, e greu să conduci o școală. Tata o să mă omoare. Stai, știu ce să fac. Pot fi mai rapid decât Flash, ați uitat? Trebuie să fug înainte să se termine ziua de școală. Ce se întâmplă? Dacă chiar pot repara lucrurile aici, atunci familia Cullen ar trebui să mă ia în echipa lor de baseball. Tu ține-ți fundul pe scaunul ăsta. Așează-te. Degetul tău merge aici, ca în orice altă zi normală. Mai avem lucruri de făcut. E posibil să te doară puțin. Tu în ce pele ai intrat? Explozibil, înțeleg. Nu-ți face griji, rezolv eu. Problemă rezolvată. Wow, haide, termină-ți treaba.
Scaunul de toaletă e posibil să fie rece, apropo. Ne mai vedem! Oh-oh, ei se joacă Street Fight sau așa ceva? Aia acolo e o mișcare de Hadouken. Deci, da, asta nu are cum să se termine bine. Uite, violența pur și simplu nu este răspunsul. Foarte bine. Dar schimbă vopseaua cu o gustare delicioasă. Acum deschide larg. Iată! Unde sunt? Banda adezivă! Ce se petrece? Ce na... O să exploteze! Suntem tocilari acum? Cool! Teme! Teme! Ce se petrece aici? Oh, bună, tată! Stai să arunc o privire pe aici. Interesant. Grozav, Timmy! Dar acum o să fii director pentru totdeauna, ok? Demisionez! Stai! Ce? Pa! Nu! Oh, ok! Hei, vrei să pleci? Cum vrei tu?